Nici nu mai vreau să văd mașina ta. Plec. Mai auzit? Și când ai de gând să începi tu filmarea? Că le zic oamenilor. Când o să încep filmarea, o să le zic oamenilor cine ești tu cu adevărat. Nu o să te creadă nimeni că sunt nenorocit. De ce nu? Da. Hai, gata, începem? Normal. Bă, urâtă-i ata, mă. Da, sigur. Bă, dar de ce ai jantecale mele? Eu mi-am pus-o primul, cred că tu ai jantecale mele. Da, mea e mult mai frumoasă. Da, e superbă. Ia hai să-i întrebăm noi. Bă, prietene, uite ce am eu în spate acolo, nu ca tine. Ce ai în spate, mă? Un căcat. Ia hai, 3, 2, 1 și... Fraților, vreau să răspundeți la o întrebare, dar cât se poate de sinceră, nu se supără nimeni. Care mașină e mai frumoasă, a mea sau a lui Dobito cu ăsta? Bă, eu am depus efort aici, Nea, tu ce ai făcut? Nu, bă... Ia și mănâncă fum, prietene. Ia hai mă să facem măliniuță cu ele. Cu ce? Că ți-a dat hackerul ăla? Bă, termină, te rog frumos! Deci te rog frumos să termin, dacă te mă odată, îți explodezi mașina. Te lauzi cu ceva ce nici măcar n-ai făcut tu! Dar ce bă, tu ai făcut? Nu bă, nu am 20 de levele peste tine! Și? Nu mai fi prost. Ce level ai tu, mă? Îți spun imediat. Și ai 59, fac 60. Am 87 aproape. Mai mult de 20 de levele peste tine. Felicitările mele, tu ai GTA-ul cu un an înaintea mea. Mă, păi și ce, nu m-am jucat online? Păi și ce contează, dar l-ai avut? Păi și ce contează, mă, handicapat, deci că l-ai avut? Te-ai jucat puțin. Bă, cum schimbă ăștia benzile, să mor eu! Te-ai jucat puțin. Unde m-ai jucat, mă, mi-am cumpărat un apartament cu banii care am avut din prepaid și gata. Ai, tași că te-ai jucat puțin. Așa e, cred că am făcut level 4. Cred că am făcut level 4, care îl faci în 10 sau 20 de minute. Te-ai jucat, ține minte că te-ai jucat tu cu Max și cu Pink. Hai mă, un căcat, că mi-aduc. Păi și tu te-ai jucat înaintea mea GTA de când l-ai avut online. Mai mult. Eu nu mă jucam atunci, te jucai singur de nebun. Că m-am jucat 3-4 episoade. Păi ce contează? Și eu când m-am jucat. Păi dacă tu nu vrei să filmezi cu mine GTA că nu-și mergea. Bă, ce mi-e ce roșu sunt la față, fetele, sunt răcit. Știi că eu am început în filmarea mai devreme și oamenii te-au zis ce zici. A, și? Și că de-i înjura și că alea. A, ce harneală. Pe bune. Știu foarte bine ce am spus. Da? O să vezi la mine pe filmare ce ai spus. Ia să văd. Milogul drăguțești. Mai știi când am furat eu X80 Proto-ul ăla? Și eu la fel. Mai știi când n-am vrut să-l vând? Ne. am dat două mașină Z-Type Top range. Dacă vreți să mă bubuiți, sunt pe mapă. De ce? E de aia standard? Standard range, mă piși pe ea. Bă, dar nu înțeleg, mă, bă, totuși e prea ieftin, frate, pentru munca asta și ce nu înțeleg eu, cooldown-ul de 15 minute când vrei să le vinzi. De ce îți dă 15 minute și la aia de 30 de K? Și la aia de 100 de K. Păi în puii mei, cine ar vrea să vândă de aia de 30 de K? În puii mei, că 30 de K te duci în puii mei și faci o cursă. Bă, ia ascultă-mă puțin, ce-i de venit. Oare noi am putea să le vindem la servis? Adică? Să le vindem la servis. Na, cât crezi că ții pe ele? Oricum, pe o mașină ca un X80 Proto, ții măcar. Da, bă, dar nu cred că poți să o vinzi în puii mei. Nu știi că nici nu te lasă să intri cu ele înăuntru. Vorba ta, de fapt. Sunt nenorociți, bă, pă, dacă să faci ce mi-a dat mie hackerul ăla, trebuie să muncești în GTA, să te cași pe tine. Să farmezi într-una ca animalul. Aici. Plecați, mă, nebunule. Da. Dar cred că am de urmărire. Nu mai poliția. Fraților, noi frumos mașini că vrem să mai strângem bani pentru viitoarele mașini care o să apară. Deocamdată, cred că ar trebui să ne jucăm noaptea singur de cumpăr. Cred că într-o noapte ar trebui să facem o noapte albă, să încercăm să vindem niște mașini. Da, când? Eu știu. Azi noapte am fi putut, că azi noapte am avut...
Păi și în seara asta am fi putut, dar cineva a plecat în oraș. Bă, mă refer noaptea, lasă, că oricum mergeam la cafea dacă era să mergem. Da, îmi contează. Ce vrei să spui, că nu mergeam la cafea? Trebuie să urmăresc curama, da, știam eu. Bă, deci e un boșorog, de fiecare dată când îmi iesă furmașini, care are un deagle, mâncați-și gurata, bă, tu știi ce poate să dea boșorogul ăla cu deagle-ul? Bă, deci te rupe dintr-un grunț. Lester. De data asta trebuie să mă scap de poliție când te sunt. Bă, cât e bine e gândită și camera asta în GTA, să-mi bă pula. Am 2050 să-i dau delivery, ia fii atent aici. Cine mă prinde pe mine și mă omoară? Păi dar nu te să-și mă să furi mașini. Păi eu furai, dar acum trebuie să duc la garaj, nu? Da, eu sunt după curama aia. Curama aia, asta trebuie să o urmărești? Da. Deci fii atent, intraseră două gloanțe, mine îmi făcură $1,390 cost, două gloanțe. Știu mă, așa fac. Deci și după ce că, deci după ce că ți-a tot felul de taxe. Bă, deci după ce că ți-a tot felul de taxe ca să o vinzi, deci dintr-o 100 de K, tu iei maxim 80, care se mai adaugă și ce ai atins-o și când o duci și când o alea, păi în puii mei tu iei 70 de K pe o mașină din asta. Bă, dar mă mă mult pe asta, că nu supor în misiunile astea în care... Bă, păi ce făi, urmărește-le în așa fel încât să te vadă ca să bage viteză. Înțelegi? Aia, nu, că mă prinde, aia-s prost. Păi nu trebuie, bă, nebunule, păi și dacă te prinde după aia începe să bage viteză. Da, da? Da, și tu-l urmărești mai repede, practic. Că el merge mai repede. Eu așa fac mereu. Păi și, păi dacă îmi dă... Că detecțiunea aia... Nu se face nimica! E sigur? Da mă, da, uite ce-mi ciurile mașina asta. Ia-te mă, să mă... Du-te mă, n-am mai făcut-o de atâtea ori. Ia uite și tu ce trage elicopterul la mine, mâncați, iași. Ia uite și tu, 4.000 cost. La mașină, 4.000. Ce pui mei, bă? Gata, am revenit în joc. Uite că trage în mine elicopterul ăla. Dacă știam și eu treaba asta, cum astea mor... Să urmăresc cu amărâtă de mașină. Bă, oricum durează mult să urmărești, da. Bă, păi eu credeam că terminează misiunea, în pula mea. Bă, și pentru tine era mai bine, oricum. Deci te pune să și urmărești dita mai căcatul de mașină prin oraș, ca să ce, să iau de aia de standard range. Fraților, o să mai încerc încă o dată să vând această mașină. Poate cu ajutorul lui Bun Dumnezeu o să reușim. Hai, da, bă, pune-te. Mamă, nu suport când se pune pe scaun și nu poți să faci nimic, ai văzut? Bă, tu mă mai auzi? Da, bă, da, te auz. Sunt aici, așa. Concentrat. Bă, dar tu ce faci ești așa tăcut? Mamă, mă omor ăla, bă, taci-n pula mea! A, știu, vei să vezi ce-ți o dau. Ia o mașină, că e mai ușor. Dacă stai pe jos, trag în tine, te căpiază. Dă-i, mă, fița la garicii, dracu, cum iau gigan-ul. Treaba ta. Și așa muri aproape pe toți. Stai așa, fii atent aici să vezi. Deci să vezi cu iară o să mă rămânească niște proști și o să mă distrugă. Fii atent. Îți spun de pe acum. Nu, încă nu dau semne, dar presimt eu așa. Ca să-mi strice mie episoadele. Bă, ești mă omoră, bă, dă-l încolo! Bă, zisă-i! Bă, fă cum zisă-i eu, nebunule! Fă cum zisă-i eu. Ia o mașină, că dacă nu ai o mașină, n-ai șanse cu ei. Aoleu, au un elicopter aici. Fai de viață, sper că nu mă văzură. Sau sper dacă mă văzură să fie bun samarinen, să mă lase în pace. Și cred că vin după mine, nu știu ce am impresia asta.
Și dacă vin după mine, am pus-o. Nu, cred că vin după mine, scăpai. Nu te băga în fața mea. Și am așpirea de mașină, ia uite-o că să joc o mașină. Și ieși de aia proastă. Închide-mă ușa. Cred că ăla mă urmărește, nu știu ce am eu o vagă impresie cu elicopterul. Da, mă urmărește. Nu ai, prietene, de ce ieșiți în fața mea de fiecare dată? Mă omoară. Uite și tu cum ies în fața mea, mă, pișeam aș pe ei, uite și tu ce curbe am. De ce tot timpul îmi dă la 4 mile, mă, când vreau să fur și-o? Uite, bă, și tu, nu cred așa ceva! Lectoratul este supărat, frate. Bă, nu cred, mă, așa ceva! Unde e ăla, mă? Bă, deci nu pot să mă joc, bă, bă! Bă, deci de fiecare dată mă urmărește unul și mi ies ăștia NPC-urile în față în continuu și nu pot să scap! Sunt plăcute să facă treaba asta, nu știu de dacă ziceați, dar majoritatea fac stânga în locuri care... Da, mă, da, să mor eu așa fac mereu! Fac stânga... Și uite și tu ăsta m-a urmărit doar să-mi distrugă mașina, uite-te și tu la el! Să se bage în gard, dar nu mai stai aici. Bă, dar m-a urmărit, uite handicapatul ăsta, m-a urmărit, nu mai să-mi distrugă mașina. Cu ce l-ajută pe el, cu ce? Băi, că aș lua și el. O furai pe asta. I want you, want you, want you. Okay, we'll have to take a right down on that. Keep your chin up. Mă mănâncă bărbă stângă. Na-na-na-na-na. Hai că strângem aici o groază de mașini și când ne vinem face milioane de dolari. Bă, chiar că dacă aș avea peste 40 de mașini... Lectoratul începe să-și împărtășească creștinismul cu ceilalți prieteni. Mai spune-ne, domnule lectoratul, că ne place ce auzim. Așa, 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 zi ea. Pula. Bă, stai. Bă, asta e român, bă? Eu știu. Frate, voi vedeți să ziceți om este electoratul cu adevărat? Fuck you, son of a bitch! I'm gonna... Știi că nu... O să ai ocazia să mai vinzi vreo mașină cu ăsta pe sesiune, nu? Nu mai spune, te rog. Deci cum m-a urmărit el de la începutul orașului? Numai să-mi distrugă mașina, mâncați-aș! Și eu aș făcut la fel. Ești prost? Nu. Dă-mi și mie un motiv pentru care ai fi făcut la fel. Ca să nu vin să-ți trag calculatorul din priză să te omor. Pentru că mi-ai fi antipatic, eu știu. De unde mă cunoști tu pe mine? Ce? Dacă aș fi gen un abonat de la care se abonează doar pentru că nu te suportă, știi? Și dacă te-aș prinde pe o sesiune, chiar asta... Mă, nu era român ăla! Atunci doar pentru că nu-mi place skin-ul tău. Nici nu m-a văzut măcar, m-a văzut decât pe mapă cu mașina roșie. Ai, want you, want you, want. Ca să nu mai, să nu mai zic că eu nu-l vedeam, încercai să trag cu aghiunile și nu-l vedeam. Bă, dar asta aici lucrează non-stop la mine la birou, adică ea n-are pauză, că vin noaptea, că vin ziua, tot aici, o găsesc mereu. De ce nu te duci jos, mă, de partea aia, doamne? Da, frate, o simt că plăsi niște fiera splinare, nici eu și altceva. Se poate între viață și moarte. Stai așa, că mai am încă 23 de secunde. Și că, total, export earnings. Știi că mai am făcut eu din export? Un milion de dolari. Și eu aproape 5. Păi, uite-l pe la verde, vină mă în cap. Vină mă în cap, pișeam aș pe tine, unde ești mă? Că s-a jucat puțin? Unde ești mă? Pișeam aș pe tine. Uite, știu, uite, deci asta face, eu moară pe toți de pe sesiune, uite-te-le. Turismul nu e, e la mid class parcă.
Asta este, vreau să umplu garajul ăla cu mașini, bă, pula. Chiar nu mă pasionează nimic altceva decât un lecturatul prost. Aaa, am o poză. Mersi. Bă. Unde e terenul de golf? Fratele, stați puțin, că în cazul acestea trebuie să... Cauți aici. GTA 5, imediat. GTA 5. GUC. Engolf Society. Cred că nu singurul care a căutat asta, că văd că s-a mai căutat. Eu vreau o poză cu mapa, unde se află pe mapă. Ia asta să ne uităm, că am impresia că am găsit-o. Așa, asta să iau eu mapa. Aici, ia uitați, l-am găsit. Este fix aici. Mi-a căzut telefonul. Milițienii puțiți. Ce, bă? Milițienii m-au omorât iar. Dar tu mai furi mașini sau te lăsași de... Nu mă, ce poți, ce vă să faci cu handicapații ăștia pe sesiune? Mâncă barul în ce. Hai, haide să mergem într acolo și să furăm mașința. Cred că este aici, chiar la o aruncătură de băț. Asta... Mi-a zis, băi, asta e puțin. Cred că nu e aici. Nu, clar nu e aici. Cred că doar ce am trecut peste. Nu pot să... Îl nimeresc! Electoratul încă se bate cu prietenul lui Ghii. Nu pot să-l nimeresc. Cred că am găsit-o, uitați-o. Asta e, mă? Asta e. Milițienilor, lăsați-mă în pace. Vedeți, fraților, cum se fac afacerile. Ce mai vrei, Bezeași, tu? Bă, ce culoare frumoasă are, doamne! Mama mea! Mamă, cât de frumoasă e mașina asta! Stai că am greșit. Pe unde să iasă? Cred că pe aici. Milițienii împuțiți. Mă mir că nu-mi dă avarie prea. Amintește-mi să nu mai fur în viață la mașină într-un videoclip. De ce? De ce? Pentru că mă omoară toți proștii. Cum ne meresc eu de fiecare dată un retardat mental, pe jumătate prost, pe care l-a lepădat măsa din pântece, care să murmurească pe mine să mă omoare. Păi n-am lepădat, că dacă mă mai trește înseamnă că e încă acolo. Nu mai pot să, de ce nu mai pot să trag în GTA? Nu mai pot, nu știu ce. Vezi tu, vezi mă că nu ți-a ajutat Dumnezeu? Cât am așteptat să îi zic și eu asta. Vezi? Deci ce bine că avem bara aia fix în față, eu nu-l vedeam pe el, dar el mă vedea pe mine. Tu nu-l vezi pe el, dar el te vede pe tine. Normal. Bă, dar o cam lovi și văd că nu se produs rădaune. De ce să iau pe acolo cum pot să iau pe aici? Ia cât reducem? A. De cât aproape milă. Bă, dar parcă e prea frumoasă asta. Eu îmi bag picioarele, voi închide episodul ăsta, că deci simt că... Mai stați puțin cu... acum vine aici, până când o duc și pe asta să o vând, pentru că... Deci tu o duci să o vinzi, deci nu-ți face nimeni nimic.
E, s-o vând, s-o duc înapoi în garaj, gen. Nu, păi e a doua mașină și-o margă nimeni. Pa.